duminică, 367.000 de alegători olteni sunt chemați la urne pentru a vota membrii români ce îi vor reprezenta în Parlamentul European, dar și pentru referendumul pe justiție. La cele 380 de secții din județ sunt angrenate circa 5.000 de persoane din județ în procesul electoral, dintre care 4.000 personal civil și circa 1.000 de polițiști, jandarmi și pompieri. Secțiile de vot vor fi deschise de la ora 7 până la ora 21. Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a scos la concurs 3 posturi în cadrul ansamblului folcloric Doina Oltului. Se caută un solist vocal și 2 instrumentiști debutanți, pentru niciunul dintre posturi nefiind impusă condiția de studii, ci doar pentru solist condiție de vechime de 6 ani și 6 luni. 5 iunie este data limită pentru depunerea dosarelor, proba practică urmând a fi susținută pe 13 iunie, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Piticii Slatinei sunt invitați să se întâlnească cu personajele lor favorite din desenele animate personificate de actori în cadrul spectacolului Călătorie în lumea desenelor. Acesta va avea loc în sala de spectacole a Casei de Cultura Sindicatelor Slatina, 24 mai, ora 18. Biletele pot fi achiziționate cu 2 ore înaintea spectacolului, la un preț de 15 lei. Primăria Caracal, Biblioteca Municipală, Editura Hofman și Asociația Culturală Fiii și Prietenii Caracalului organizează pe 24 și 25 mai Festivalul Național Concurs de Poezie Virgil Carianopol, ediția a 24-a. Invitați de onoare sunt poeții și eseiștii membri ai Uniunii Scriitorilor din România, profesor dr. Ion Deaconescu, Nicolae Coande, Olimpiu Nușfelean și Paul Arețu. În cadrul evenimentului vor fi lansate și 2 volume din creația poetului caracalean Virgil Carianopol, Scrisori către plante și scriitori care au devenit amintiri produse de Editura Hofman. Meteorologii au emis o nouă informare valabilă de azi, ora prânzului, până mâine la ora 22, prognozând averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie și izolat căderi de grindină. Pentru sudul țării, astfel de fenomene vor fi avea probabilitate mai ridicată de apariție pe parcursul zilei de vineri, 24 mai.